Uite, există o contradicție între viața prosperă, între bogăție și valorile creștine? Deci ce se întâmplă aici? Deci să fim clar, să mântuiesc și bogații și săraci. Deci nu există lucrul ăsta. Avem pe Avram, care era cel mai bogat la timpul lui, dar avea și cea mai multă dragoste decât toți. Și atunci, prin dragostea lui, putea să-i ajute pe ceilalți. Dumnezeu de ce i-a îngăduit ca să fie și bogați și săraci? Ca cei bogați să-i ajute pe săraci, cei săraci să roage pentru cei bogați. Și ca să meargă permanent într-o balanță de asta, un echilibru să ducă în sus toți. Deci nu e un păcat bogăția, dar e păcat cum o folosim. Dacă Dumnezeu ți-o dat ca să-i ajuți pe ceilalți și tu o folosești ca să satisfaci patimile și să cheltuiești fără măsură și nu ți-e milă de cealalt, atunci chiar e un păcat, cum se zice, bogăția. Și atunci trebuie un echilibru în toate. Trebuie, adică, și să fim foarte atenți să nu mergem numai partea materială, să ne gândim. Avem trupul muritor, care la unul poate un an, 10 ani, 100 de ani, dar după aia se duce în pământ, și avem sufletul nemuritor, care e veșnic. Veșnic înseamnă fără capăt, fără sfârșit. Și el acum îl pregătim cu ce îl pregătim aici pe pământ, să trăiască dincolo veșnic. Adică în bucurie sau în chinuri. Și atunci trebuie să facem un pic diferență aici, să ne îngrijim aici, să ne pregătim pentru cei nemuritori, adică sufletul ăsta care e mai scump decât toată lumea, să-i pregătim loc acolo. Și atunci, ca să-i pregătim lucrul ăsta, aici ne-a dat Dumnezeu trupul ăsta ca să-l folosim pentru bine. Și el un fel de protecție a sufletului. Vezi că sufletul nu poate să lucreze fără trup. Și prin trup, deci i-a ajutat ca el să-și pregătească locul dincolo. Și atunci trebuie să fim atenți. Bogăția să o folosim bine, nu-i rea. Să ajutăm pe ceilalți și să nu fie spre paguba noastră, că Dumnezeu, dacă vede că ne lipim de un lucru foarte mult, mai mult decât trebuie și îl dăm pe el deoparte, o să ne ia lucrul ăla, sub o formă sau alta. Sau îți dă un necaz și l-ai pierdut, sau dacă nu ți-a dat o boală și cheltuiești toți banii, prin boala aia să te refaci și fără să vrei, atunci ești forțat să te apropii de Dumnezeu, că vezi că nu ai altă ieșire. Să nu ajungem acolo, să fim noi înțelegători, ca să cumva să ajutăm din cine o dat Dumnezeu, să facem bine. Dacă nu, e o piedică și îl forțăm pe Dumnezeu să intervină. Părintele Cleopa, marele duhovnic, unul dintre marii duhovnici ai neamului nostru, spunea în discuțiile sale cu fiii duhovnicești că imaginația este puntea dracilor. O să vă rog să comentați acest lucru. Pe de altă parte, și noi în viața de zi cu zi, societatea umană a evoluat proiectând, folosind imaginația, să proiecteze diverse lucruri, orașe și așa mai departe. Aș vrea să faceți în primul rând o diferențiere. Ce este, unde se regăsește imaginația toxică, imaginația bolnavă, imaginația care realmente devine un soi de poartă de intrare pentru demoni, și dacă există totuși și o latură pozitivă, să spunem, lucrativă a imaginației și cum o poate folosi omul. Da, deci imaginația fără Dumnezeu e preluată de cel rău. Că ce se întâmplă? Încerci să faci ceva, să construiești ceva, să zici, și îți închipui tu acolo, încerci cu, băi, cum o să fac, cum tare. Dacă te bazezi numai pe tine, pe înțelepciunea ta, atunci se folosește și cel rău. Cumva l-ai dat pe Dumnezeu, nu fuci, Doamne ajută, ajută-mi Maica Domnului, uite, luminează-mă să vedem ce fac cu treaba asta, vreau să fac și eu lucrul ăsta. Și dacă ceri, îl pui pe Dumnezeu în mijloc și începi lucrul ăsta, sau mai ceri sfatul la duhovnic, încerci cumva, atunci te ajută Dumnezeu, ca ceea ce încerci tu să creezi. Că și noi, Dumnezeu ne-a dat să fim asemenea Lui, ne-a dat creatori și noi, să facem ceva. Deci asta, ca să creezi, trebuie să închipui ceva, nu? Vrei să faci ceva, o sculptură, începi să te gândești, măi, cam cum ar face, Doamne, luminează-mă, să vedem. Și Dumnezeu spune în mintea ta și încerci să scoți lucrul ăla care vrei să-l faci. Deci atâta timp cât stâlpul nostru, baza noastră e Dumnezeu, atunci ea nu poate fi rea. Dar în momentul în care Dumnezeu îi da deoparte, atunci apar toate invențiile astea care dăunează omenirii. Pentru că nu există decât două căi, ori cu Dumnezeu sau cu cealalt. Dacă l-ai scos pe Dumnezeu, cealalt nu trebuie să-l chem, că vine automat și te ajută. Deci nu există neutralitate. Nu există aici alte căi decât două, cu Dumnezeu sau fără Dumnezeu, e partea celuilalt. Și atunci
noi dacă îl dăm deoparte pe Dumnezeu și începem să încercăm să creiem noi sub așa zis puterea noastră, dar influența Lui, că noi ne bazăm pe egoismul nostru. Și scoatem atâtea locuri cum sunt lumea asta care distrug lumea. Deci noi trebuie ca tot ce facem, în ceea ce facem, ne-a dat Dumnezeu diferite harisme la fiecare om, să facă unul mai capabil într-un domeniu, altul tare. Dacă ne folosim de lucrul ăsta, cerând ajutorul lui Dumnezeu cu sfatul duhovnicului, să vedeți câte lucruri minunate se fac în lume. Dacă nu, preia celălalt. Și atunci, dacă e fără Dumnezeu, cum am spus, preia el și apar toate invențiile, toate, noi le punem pe, că suntem noi foarte capabili, că în momentul în care l-ai scos pe Dumnezeu din joc, pui că uite ce grozavă sunt eu, câte minte, am atâtea facultăți, uite ce am reușit să mai creez și eu, un avion, un altceva, care distruge nu știu cât, sau diferite substanțe, cum ar să fac probe, boli făcute prin laborator și spui ce grozavă sunt eu. Și ajungi să distrugi lumea, numai că distrugi lumea, faci rău la atâta lume și îți pierzi sufletul. Deci să fim foarte atenți cu imaginația asta. Deci de asta au spus Pandiclopa, că ea e poarta de intrare a lor. În momentul în care l-am exclus pe Dumnezeu, diavolul se joacă cu mintea noastră și face tot ce se întâmplă în lumea asta rău. Și acum, cum majoritatea oamenilor s-au depărtat de Dumnezeu, se folosește diavolul de lucrul ăsta. Și de asta vedem că lumea merge în jos, în decădere. Niciodată nu a ajuns știința la mai mare apogeu ca acum, cu atâtea descoperiri, și lumea merge din ce în ce mai rău. Rata sinucidului a ajuns cea mai mare. Lumea toată suferă de singurătate cu toate lucrurile astea. Pentru că golul care trebuie umplut e tocmai lipsa lui Dumnezeu. L-ai adus pe Dumnezeu în viață să umplu totul. Nu îți mai trebuie să fugi după atâtea lucruri. Te bucuri de un fir de iarbă, de o floare, de un animal, de o pasăre, tot ce în jur. Adică pur și simplu îl vezi pe Dumnezeu în ele. Pentru că tu ești cu legată la Dumnezeu și atunci vezi lucrul ăsta, când vezi iarba asta, măi, dacă nu a crescut într-o săptămână, nu vezi când crește, dar e o crescut. Cum lucrează Dumnezeu? O da ploaie la timp, tu pui sămânța în pământ și stai liniștit, te duci, te culci, te cutare și Dumnezeu lucrează, să crească, îi dă ploaie la timp, toate, deci Dumnezeu lucrează și când toate astea le raportezi la Dumnezeu, toată ziua, adică nu ai de făcut decât slavă ți-i Doamne, uite florile astea, ieri nu erau, slavă ți-i Doamne, păsările alea, slavă ți-i Doamne, atâtea persoane dragi în jur, atâția oameni buni în jur, deci nu poți să faci decât slavă ți-i Doamne, să spui la toate, pentru că ne dăm seama de cel, dacă lucrul ăsta, o floare, vezi că are nu știu câte nuanțe, câte feluri, câte minunesc, cum ai și bă, trebuie să fii un creator ceva. Și atunci îl slăvești pe cel, nu slăvești floarea, să te închini, sau soarele, ați văzut dimineață câte frumusețe era, cum ieșea din mare, cum, câte frumusețe, mă, trebuie să existe un creator care se îngrijește, că el în fiecare zi să iasă, să nu uite într-o zi să iasă, luna, noaptea, stelele, armonia lor, cum spunea, iarăși revenim la Părintele Cleopa, spunea că este o armonie atât de mare în ceea ce vedem noi constelația, fiecare are o mișcare, orice stea, și sunt miliarde de stele acolo, nu se lovesc una de alta, fiecare are mișcarea lor și nu numai atâta. Ziceau o melodie atât de frumoasă în mișcarea lor, încât nu s-o îngădui nouă oamenilor să o auzim, că zice atât de frumoasă încât omul n-ar mai mânca, n-ar mai dormi, ar sta până ar muri doar ascultând toată armonia asta, toată frumusețea asta. Dumnezeu ne-a lăsat până la o limită, pentru că cu partea asta, cum avem noi trupul, nu putem suporta lucrurile astea. Astea depășesc puterea noastră de a putea atâta bucurie și frumusețe. Și atunci Dumnezeu ne-a permit limitat. Și la vedem la simți marele ăștia, din cinci vedeau mai mult. Sunt Apostol Pavel, până la trei la cer, altul așa. Deci cumva le-a permis, cu cât aveau harul mai mult, mai puternic, li deveneau mai puternici în Dumnezeu. Și puteau, adică, să vadă lucrurile alea nevăzute. Noi rămânem la partea asta carnală, materială, și atunci vedem atâta piatra de care ne împiedicăm, vecinul care ne-a zis o vorbă, cealaltă nu știu ce, mai are casa mai mare decât a mea. Deci ne împiedicăm doar de lucrurile astea. Nu mai vedem partea frumoasă a lucrurilor. Băi, bucățica aia de pâine, slavă ți-i, Doamne, mulțumesc, mi-ai dat pe azi și să mă îngrijesc de mâine. Azi mă bucur de toate frumusețile din jur. Și mâine să-mi îngrijesc Dumnezeu mai departe.